Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru astăzi, surprizele zilei pentru fiecare zodie, ca să fie puțin mai particularizată această etalare. Așadar, este o etalare a zilei cu cărți de oracol pentru surprizele zilei. Să vedem surprizele zilei. Bani, câștiguri, dar totuși există și o amenințare, să zic așa, din cauza unei persoane care încearcă să vă răstoarne norocul sau să vi-l ia, să zic așa, ține și de voi. Haideți să vedem Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară. Vedem Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Zodia Berbec. Pentru Zodia Berbec, wow, berbecii totuși trebuie să fie puțin într-un... ori spun unde sunteți vremea, ori apar lucruri neprevăzute, ceartă, scandal, auziți de vreun pericol, ceva. Aici poate fi și legat de vreme sau de mișcările pământului. Aici totuși există o dușmănie, o fatalitate, un ghinion. Trebuie să vă mențineți bine echilibru, să vă puneți în siguranță, să vă ancorați bine realitatea, pentru că altfel puteți avea o neplăcere. Auziți sau auziți voi de o neplăcere, care poate ține și de ape, poate ține și de foc, poate ține și de pământ, deci, sau de relație, acum există totuși un pericol. Pentru Zodia Taur și la voi există o superficialitate aici, o prea mare lejeritate, o iluzie, să zic așa, o imprudență, vanitatea care, orgoliu care poate juca un rol important, superficialitatea, iluziile care ți le faci, așteptări nerealiste, să zic așa, pentru ceva. Cumva, da, poate fi legat și de o trădare, poate fi legat și de o gelozie, poate fi legat și de o răutate aici, o înșelătorie, o falsitate. Aici legat de istețimea cuiva, cumva poate nu e folosit într-un mod corect, e folosit într-un mod incorrect și aici, deci apar niște iluzii, vrăși, farmece, chiar, deci e un pericol. Pentru Zodia Gemeni, în schimb, gemenii au noroc de bani, pot primi niște bani, niște cadouri, pentru că sunteți poate și înțelepți, maturi, faceți niște investiții, puteți primi niște cadouri, aveți niște profituri, vă vin niște vești bune, poate și legat de o instituție, legat de o haină de stat, legat de niște circumstanțe. Sunteți mai circumspecți, sunteți mai moraliști, să zic așa, sunteți mai serioși. Cumva aveți mai multă dorință de a avea mai, de a face lucrurile bine. Sunteți mai apropiați de divinitate, de credință și sunteți mai morali, văd aici, mai binevoitori. Cu merite, cumva aici vă încercați să, și puteți fi recompensați astăzi. Așadar, văd că puteți avea profituri, puteți avea susținere, ajutor, o rezolvare pozitivă. Pentru Zodia Rac, aici au un parteneriat bun, o iubire, aici o legătură strânsă, foarte multă pasiune, întâlnirile foarte bune cu partenerul, o reușită, un angajament aici serios, un contract, sunteți bine văzuți în societate sau chiar aveți un eveniment, progresați în ceva. Chiar aveți și bani, cadou, reușită, surprize fericite, să zic așa, noutăți fericite, schimbări fericite, favorabile. Un ajutor neașteptat, o relație stabilă, să zic așa, deci aveți reușită, siguranță. Pentru Zodia Leu și lei au o reușită legată de casă, de familie, de locuință, de propriile interese. Vă veți, fi mai, veți sta mai mult în intimitate sau veți avea așa mai multă dorință de a fi în siguranță, a fi cu familia. Are legătură și cu haine de stat, cumva aveți poate și o întâlnire bună cu cineva cu haine de stat, dar aflați și de, totuși poate și de sunt niște obstacole, cumva niște dificultăți, că de aceea poate voi căuta să vă puneți în siguranță, pentru că sunt niște acțiuni sau niște proiecte puțin contrastante, aflați voi niște secrete, sunt niște provocări, cumva, dar le veți reuși cu calm să le depășiți. Zodia Fecioară. Au motive de bucurie, de petrecere, sunt fericiți, sunt învingători, se distrează, se relaxează, sunt într-o armonie, să zic așa, într-o consolare. Poate chiar la drum, plecați pe undeva, într-o vacanță, vă mutați, poate petreceți pentru că vă mutați, că v-ați luat o casă, pentru că apare ceva nou, o vacanță pentru voi, o reușită, o realizare. Pentru Zodia Balanță, la Balanță vine o veste, vine o noutate.
se înnoiește poate ceva în contract, apar evenimente neașteptate, comunicări importante, care poate ține și de vreun dolu la voi sau aveți un eveniment de comemorare a cuiva, aici poate fi și acest lucru, s-ar putea să apare și o despărțire, o separare, o pierdere cumva, bine o veste, poate și de o singurătate. Pentru zodia Scorpion, Scorpionii sunt într-un litigiu, poate, într-o contradicție aici, într-un conflict, într-un contrast, să zic așa, totuși apar niște întârzieri sau chiar apare cumva legată și de sănătate, într-un dezechilibru. Aici puteți avea totuși o neînțelegere, poate apărea o amenințare, aflați de vreun scandal sau să nu fiți voi într-o mare problemă aici din cauza unor scandaluri. Pentru zodia Săgetător, voi aveți o noutate, aici un nou început, un adevăr, o revelație, să zic așa, o sinceritate, noi proiecte la care lucrați sau noi relații, poate apărea chiar un copil joacă un rol, dar totuși o tristețe, cumva în sufletul vostru suferă, poate, aici are legătură și cu o noutate. Deci aveți o noutate de care poate totuși aducă și un eveniment dureros, o tristețe, o deziluzie, cumva vă plângeți, nor să zic, soarta, copilul din voi plânge, să zic așa, sufletul vostru plânge sau pentru un copil plângeți voi. Pentru zodia Capricorn, voi aici aveți un pisic, aveți ceva neprevăzut, un mister, un secret, să zic așa, e ceva ocult aici care ține poate și de putere, ține și de libertate, de independență, pentru niște bani aici, cumva aveți o atracție de bani aici, dar poate fi și cumva o istețime de a face bani, poate într-un mod mai puțin ortodox sau cumva nu spune, sunteți așa ca pisicul, știți, nu spune, e ca și cum ai spune că tu câștigi bani, dar nu vrei să știe ceilalți că tu ai bani, ca să nu îți ceară, să zic așa. Ești ca un pisic și tu te arăți că n-ai, ești. Aici pot fi și astfel de situații, dar sau vei descoperi că cineva ca îți cam dă târcoale pentru niște bani. Pentru zodia Vărsător, așa nevărsător, voi aveți ceva de clarificat, poate din punct de vedere al justiției, al unei haine de stat, aici poate și din cauza unor controverse, unor dispute, cumva sunteți prudenți, căutați o soluție legală sau căutați un ajutor prin intermediul legii al statului. Pentru legat de voi, dar ca persoane cumva vă gândiți mai mult la voi sau și pentru o dragoste, pentru o tânără, pentru o prietenă, pentru o nouă relație sau căutați o cale legală prin care să vă împăcați cu cineva sau să vă căsătoriți, poate că unii dintre voi aveți și vreo căsătorie, vreo ceva, să zic așa, de a vă duce la o prietenă care poate, nu știu, are o logodnă, are o căsătorie civilă, spre exemplu, sau apar chiar noi relații cu o persoană care are funcție și sau căutați o clarificare în dragoste cu partenerul. Pentru zodia Pești, așa ne pești, voi văd că aveți un câine sau, mă rog, o prietenie, aici poate fi vorba și de prietenia cuiva, un succes în dragoste, o propunere bună, chiar puteți avea o mare prietenie cu cineva, sunteți un prieten de încredere sau aveți un prieten de încredere care poate fi cineva cu funcție, cu bani. Deci ori sunteți voi această persoană de încredere și sunteți și protejați de divinitate de cineva cu funcție, cu bani, ori aveți de-a face cu astfel de persoană. În orice caz, astăzi puteți cunoaște pe cineva important, astăzi puteți avea o reușită. Dar am să mai pun câte o carte, aici unde e și mai rău, aici la aceasta, aici la Zodia Taur, nu și la Zodia Balanță, am zis, nu, la Balanță, la Berbec. La Berbec trebuie să se gândească, deci trebuie să fiți mai înțelepți pentru că puteți avea o problemă de sănătate. Și trebuie să aveți mai gând, sau să căutați soluția cea mai bună să nu vă ieșiți din fire, că poate fi și o stare de nervozitate. La Taur, această energie e de dragoste, poate apărea o trădare, o înșelătorie, o superficialitate. Aici o rivalitate în dragoste. La ce am mai văzut așa mai neplăcut? La Zodia Balanță, parcă. Balanța, balanța, da, pe sănătate aici. Puteți afla de vreun dolu aici. Poate apărea o veste, ceva de un problemă de sănătate, oricât de o despărțire că sunteți singuri, cumva o să aflați acest lucru, orică aflați vreo veste care vă cam pune pe gânduri, vă cam îmbolnăvește sau de cineva care a fost bolnav și e în doliu acum, mă rog, sau mă rog, e aflat de cineva care nu mai este. La Scorpion, această ceartă, despărțirea de vești, cumva aici voi aflați niște vești totuși, trebuie să aveți o gândire pozitivă, că cumva gândirea pozitivă va aduce mai multe reușite. Veți face o clarificare, poate, la zodia Săgetător, pentru noroc voi vă plângeți norocul.
Dar văd că vin șanse noi să se întoarcă norocul în favoarea voastră, să gândiți mai pozitiv. Și la altă energie, unde ești? Cu pisicul. Cu pisicul e din cauza unei rivalități. Cineva vă cam urmărește, să zic așa, pentru... E cineva ca un pisic. Deci, pentru banii care îi aveți, sunteți cam urmăriți. Și aici, cu această, la vărsător, cu această instituție, haina statului, în dragoste. Deci, poate că unele dintre voi sunteți într-o relație cu cineva cu care o veți clarifica ceva, poate în dragoste, sau e vorba și de o prietenă care poate vă duce la vreo de căsătorie. Și să știți că, într-adevăr, energia zilei este energia totuși a unei injustiții, e o amenințare de o nedreptate, de o înșelătorie, de a întoarce norocul. Să zic, e o zi în care poți avea mare noroc, fiecare zodie poate avea noroc, dar cumva trebuie să-l... ori să-l faci norocul, să ți-l faci, dar cu grijă, pentru că se poate răsturna, ori să ai grijă de norocul care îl ai, pentru că în jurul tău pot fi energii care ți-l răstoarnă. Când ți-e lumea mai dragă, sau să respecti norocul, pentru că dacă nu-l respecti, e ca și cum n-ai avea nevoie de el și îl poți pierde, pentru că și în jurul tău sunt niște energii care cumva vor acționa, vor fi pe fază, să zic așa. Da, cam asta e din ce pot să spun pentru astăzi, surprizele zilei în funcție și de zodie. Vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți.